Da. La Spitalul Județean de Urgență Buzău, personalul medical de la terapie intensivă face față cu greu valului de pacienți cu comorbidități, ajuns și în stare gravă din cauza complicațiilor suferite pe fondul infectării cu coronavirus. La secția ATI a celei mai mari unități spitalicești din județ, toate paturile destinate tratării pacienților cu COVID sunt ocupate. La acest moment, secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Buzău este ocupată la maximum. 7 pacienți sunt internați în secție. Aceea situație este la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat, unitate suport de COVID. Aici de câteva zile, secția ATI funcționează la capacitate maximă, cele 15 locuri disponibile fiind ocupate. În aceste condiții, autoritățile din sănătate încearcă să găsească noi soluții pentru suplimentarea paturilor de terapie intensivă destinate bolnavilor de coronavirus.